Singurele lucrări care merg mulțumitor sunt pe străzile Bogdan Vodă și Mihail Sadoveanu, a declarat șeful municipalității Sucevenei Ion Lungu. În ceea ce privește reabilitarea statuiei ecvestre a voievodului Ștefan cel Mare, lucrările sunt în grafic, edilul având toată convingerea că termenul de finalizare, respectiv 15 octombrie, va fi respectat. Cât privește străzile Bogdan Vodă și Mihail Sadoveanu, lucrurile acolo au început să miște mai bine. Pe Bogdan Vodă mai se turna stratul de uzură și cât de cât merg mulțumitor lucrările pe Mihail Sadoveanu. Lucrările merg bine și ați văzut angajamentului reprezentantului firmei care lucrează la statuie până data 15 octombrie și cred în cuvântul lor vor finaliza în totalitate lucrările acolo. Astăzi, mâine, se montează ultimele elemente de basorelief, urmând a se lucra la amenajările exterioare.